Bună ziua, vă spun și eu și vă mulțumim la ședința de astăzi. Prezint ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfârșitul trimestrului al doilea 2024. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea listei obiectivelor de investiție pentru anul 2024. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Orășenesc Ioan Lască Comănești pe anul 2024. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru SECE APA SEC Propoșterele Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autorizații taxi pe raza orașului Comănești. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament aflat în domeniul privat al orașului Comănești de sub Bacău. Proiect de hotărâre privind scoaterea unui imobil din administrarea SECE APA SEC Propoșterea de. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor din orașul Comănești care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Proiect de hotărâre privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor sportive și cultural-artistice dedicate evenimentelor Zilele Orașului Comănești 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Centrului de Agrement Rotuș Ionuț Iftimoaie pentru anul 2024. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru o suprafață de teren din domeniul public FSC del Gas Grid, ESA. Pentru lucrarea întărire rețea cu alimentare cu energie electrică, locuință Sebastian Barbolată, strada Ștefan cel Mare, blocul H3, oraș Comunitate de Bacău. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uși și servitute pentru o suprafață de teren din domeniul public către SECE del Gas Grid S.A. pentru lucrarea extindere rețea electrică, strada Eugen Dica, oraș Comunitate de Bacău. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului situat în oraș Comănești, strada Progresului, numărul 43, către Asociația Habitat for Humanity, România, sucursala Comănești. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor autoturisme prin programul Rabla Plus și aprobarea cheltuielilor necesare. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de parteneriat, având ca obiect amenajarea unui spațiu de așteptare călător. Și avem o informare privind analiza de evaluare a activității desfășurate în trimestrul 2024 la SCLEP Comănești. Și încă o informare privind raport de activitate al asistenților personal desfășurat în semestrul 1 al anului 2024. Cam aceasta ar fi ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Trebuie pentru care, vă rog, să dacă îmi permiteți, la punctul 10, nu o să particip la vot. La punctele 6, 8 și 9, niciunul. Da, se va cu semnul. Și eu la punctele 1, 3 și 5, nu particip la vot. Menționează în procesul. Da, domnul ședinte. Da, bună ziua din nou. Supunem la vot procesele verbale ale ședințelor din data de 27.06.2024 și 12.07.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Se supune la vot cu ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Primul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024. Materialele au fost prezentate în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții? Da. Cam care este criteriul de acordare a sumelor pentru sprijinul financiar pentru biserici?
Am avut cere. Numai am avut cere. Și ei au îndeplinit prevederile legale, se pot acorda pentru construcții sau reparații. Mă uit aici la Sfântul Sfântul Andrei, 1.100.000 de lei. Am mai dat 100.000 și am trecut, cred că. La catedrală nu ce rămâne niciodată. Să poate termină și catedrală. Trebuie să mai dăm la Sfântul Sfântul Andrei și la toate bisericile, încă vreo 10 ani de acum. Încolo să ajungem cu cheltuielile care le-am cheltuielat cu catedrală. Nu știu. Păi eu v-am spus și eu. Prin asta nu știți, eu v-am răspuns. Și la Luaia, prin nevoie. Am oferit și la Luaia, când a fost solicitări. Am... Dar se construiește acolo ceva la Sfântul? Se construiește o clădire cu ceva. Cum fost școala acolo? Da, în spate. Dacă mai e necesar o alei nouă între morminte, practic, e mâncată de timp. Și lungimea e destul de mare. Am mai dat, o să mai dăm. Mandatul ăsta, mandatul viitor. Dacă catedrală, ce se întâmplă? Sau dați unui mare? La catedrală, de câte ori ne-au solicitat, am oferit mulți bani. Da. Ca să nu vă mai spun câți bani am dat personal la catedrală, nu vă mai spun. Astea sunt problemele mele care, înainte să fiu primar, am donat catedralei sume uriașe. Dacă nu mai sunt alte discuții? Dacă vă interesează, puteți să donați, să știți. Că părintele primește, nu e o problemă. Adică putem să dăm și ca instituție și ca persoană fizică. Eu am dat ca persoană fizică foarte, foarte mulți bani la catedrală. Dacă vreți și sunteți interesat, chiar ar fi o chestie creștinească. Nu se spune public. Tot creștinește. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfârșitul trimestrului 2024. Materialele au fost prezentate în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2024. Domnul Bobei, când ne-a prezentat proiectul de hotărâre, dacă mai sunt alte discuții? Având în vedere ce s-a întâmplat recent în Dălaia, pe strada Libertății, mai cu seamă, consider că ar trebui trecut în lista aceasta de investiții un proiect care să faciliteze construirea de baraje de retenție pe Islas și de colmatarea cursurilor de apă care traversează cartierul. Pentru că foarte multe proprietăți au avut din nou de suferit, fiind inundate de pârâul sec, Gârla Mării și care mai sunt acolo. Mai mult de atât ar putea fi, știu eu, făcut un proiect mai ambițios de deviere a acestui curs de apă, încât eu să mai interacționez cu atât de multe gospodării. Și în felul acesta să fie primăria scutită de a mai interveni de fiecare dată pentru curățat, pentru reparat, pentru tot felul de alte activități aferente acestor situații. Deci barajele de retenție sunt esențiale. Domnul președinte, dacă îmi permite să-i răspund, domnule consilier. În urma inundațiilor din anii 2004-2005 s-a făcut un proiect la nivel de oraș Comănești, unde au fost prinse toate toți acești afluenți ai râului Trotuș, pârâie, torenți, unde s-a intervenit absolut peste tot. Inclusiv s-au făcut aceste baraje de retenție pe Islas. Poate nu știți, dar sunt și baraje de retenție pe Islas. Dar sunt colmatate. Sunt mai mult. Băi, nu-s vechi. Că-s făcute acum, în 2010. Cum îs vechi? 2010-2011 nu-s vechi deloc. Un baraj de ăsta de retenție ține 100 de ani, nu 10 ani. S-au umplut, doamne. S-au umplut și practic nu mai rețin deloc materialele, aluvionare. Da, nu e vorba de asta, dar
În ceea ce privește amenajarea anumitor păraie care trec prin gospodăriile oamenilor, am fost nevoiți să nu putem implementa acest proiect, unde au fost alocați bani, sume foarte mari, din cauza că cetățenii nu ne-au permis accesul pe proprietățile lor în vederea îndiguirii acelor păraie, în vederea construirii de podețe și așa mai departe. Pentru că ei și-au construit tot felul de anexe, bucătării și altfel de șarpante pe albia părâului. Chiar pe albia părâului. Garaje. Și atunci, cu toate insistențele noastre, cu toate adresele făcute, cu toate solicitările și rugămințele noastre, nu au acceptat ca să intervenim pe proprietățile lor, spunând că ei își curăță, ei își fac, ei își dreg. Deci une este în afara proprietății. Noi am făcut toate aceste diguri de protecție, unde acest pârâu traversează cartierul și străpunge niște proprietăți private, nu am putut să intervenim. Așa că de fiecare dată, fiecare face ce poate. Noi decolmatăm strada și unde se fac depuneri, cetățeanul îi dă cu lopata și cu roaba prin curtea lui. Cam aici suntem și... Eu cred că în urma celor întâmplate nu ar mai fi atât de... Da, dar în urma celor întâmplate nu mai putem readuce proiectul care s-a încheiat încă din anii trecuți, 2014-2015, s-a încheiat acel proiect care era în valoare de aproximativ 15 milioane de euro. Și au rămas bani necheltuiți, milioane de euro au rămas necheltuiți pentru că cetățenii nu au acceptat. Dacă găsiți o sursă de finanțare, vă rog să veniți cu suma aceea și noi imediat o implementăm. Totuși sunt opțiuni ale cursurilor de apă care nu sunt prin proprietăți și nu au mai fost depărmătate. Păi nu poți să faci o bucățică unde trece pe lângă proprietate și trei sferturi de zonă pe proprietate nu se poate face. Dar primăria poate să fie un exemplu și să someze locatarii din zonele respective să facă același lucru pe proprietățile lor, dacă și asumă acest lucru. Am somat și am făcut adrese oficiale și ședințe publice cu toți acei cetățeni și nu s-a putut realiza. Domnul Alboa este de față, care vă poate spune cam câtă muncă de lămurire a putut să ducă cu oamenii aia, că rămânem cu banii alocați pe proiect și necheltuiți pentru că ei n-au acceptat intrarea pe proprietățile lor. Spun la libertăți, începând de la Candid, nu ne la voi să facem cadastru. Și ne dăm voie să avem cadastru, dar tot nu ne-a intrat nimica. Și pot să spun toate persoane care ne-au avut. Adică, cred că a fost, părerea mea personală asta, nu știu dacă e normal, a fost o lege dată greșit ca omul să închidă pârâul. Părăul trebuia să rămână liber. Părăul nu e proprietatea lui. Părăul e ca să nu intre câini, să nu intre animale de la vecini. Problema mai este că unii dintre ei mai deversează și fosele în aceste păraie. Și asta este un alt motiv pentru care nu acceptă să intervină primăria în aceste arii. Deci cu lucrul ăsta se rezolvă odată cu intrarea în execuția proiectului de canalizare. Deci problema foselor și a deversărilor în păraie se va rezolva. Problema intervenției pe proprietăți, unde ei nu ne-au acceptat ca noi să putem să facem proiectul pe toată lungimea respectivă, este o discuție care vorbim acum să ne aflăm întreagă. Poate e bine că vorbim, că aflați și dumneavoastră de ce s-a întâmplat acum 10 ani de zile. Dar noi, la vremea aceea, am avut proiect în execuție pe care nu l-am putut implementa din cauza oamenilor care n-au acceptat să intrăm pe proprietățile lor. Pentru că noi nu puteam să executăm lucrări pe proprietatea altuia. Și nu ne-au dat voie ca noi să intabulăm acele bucăți, segmente de albie a părâului care trecea prin terenul lor. Și le aveau intabulate? Unii dau, cum și-au făcut fiecare. Nu am întâi intervenit. Și pe părerea agache tot așa probleme. Mă asemnează dumneavoastră, tot așa, părerea uită, dar așa nu m-a sucită. Și nu am vrut oameni să facem cadastru. Asta e acum în 12 ani.
avem ce să facem. Noi atunci în genunchi, vă dați seama că era proiectul în execuție, erau bani alocați, era totul, numai bunăvoința lor nu era. Au trecut 10 ani și mă gândesc că lucrurile astea ar trebui reluate. Vă rog să faceți demersul dumneavoastră. Pentru că Albia s-a formatat între timp, plus că mai sunt mulți oameni care au prost obicei de a arunca gunoaie. Dacă dumneavoastră îi reușiți... S-au auzit toate mizerile astea în aceste tufe crescute între timp, de acolo este dezolant. Da, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești pentru anul 2024. Materialele au fost prezentate în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Da. Două abțineri. Nu, o abținere, da, o abținere. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Materialele au fost prezentate în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru SECE APA SERP Trotuș SRL județul Bacău. Materialele au fost prezentate în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Domnul președinte, aș vrea ca să specific aici la acest punct că s-a aprobat. Mă mir cum de-au aprobat opoziția, pentru că ei de regulă vor să ies în față că nu se aprobă, că mărim tot timpul prețul. Prețurile la apă nu au fost aprobate, nu au fost mărite din anul 2021, din perioada pandemiei. Din acea perioadă până acum au crescut toate prețurile din orașul ăsta, din țara asta și din probabil din toată Europa, foarte mult. Sunt prețuri care s-au dublat, s-au triplat, nu știu ce. Acum, la această oră, s-a majorat prețul la apă cu 1,14 fără TVA și la canal cu 1,15 fără TVA. Deci este insignifiant, nesemnificativ, comparativ cu prețurile care se practică în alte localități. Și chiar la Crab, la noi la Bacău, prețurile acum sunt de 13,82 fără TVA, 15 lei cu TVA. Deci dacă mă aud pe scârțind pe acolo pe Facebook, vai, s-a mărit prețul la apă. Și de ce se tulbură apa când plouă pe ciobănuși și rămân cetățenii fără apă? Ei, trebuie să știți și dumneavoastră că încă nu avem un dispozitiv de oprire a ploilor. Noi nu suntem dotați cu așa ceva. Și când plouă, din cauza că sunt exploatări pe ciobănuși de masă lemnoasă, care se trag pe torenții, pe anumiți torenți, se trage lemn cu utilajele forestiere, cu tafuri, cu ce se trage pe acolo, se formează o mocir la acolo, un material care în momentul în care plouă, îl care tot în stație. Dacă nu oprești stația în momentul ăla, dacă nu ești vigilent să faci treaba asta, în loc să avem oprire de o oră, două ore, cinci ore, putem să avem oprire de o săptămână. După ce ți-am fundat stația cu măl toată. Nu mai putem curăța. Și de aceea noi oprim în cel mai scurt timp posibil ca să nu stăm fără apă la populație, zile în șir și să stăm doar câteva ore. Termenul de oprire a apei stației Ciobănuș este pe ore. De la ora la ora. De la ora la ora. Dacă nu intervenim la timp, s-a dus apa, nu mai putem. Și trebuie să cumpărăm de la Cărăboaia, care este mult mai scumpă și nu este nici calitativ atât de bun. Chiar în această perioadă este în derulare un proiect care prevede regularizarea și construirea unor baraje de retenție pe câțiva afluențe ai noului Ciobănuș. Tot pentru a se reduce turbiditatea apei.
mă gândesc că e un exemplu și ar trebui cumva să facem chestia asta și pentru torenții care vin pe Israzul din vecinătate. Asta a fost de discuția anterioară. Păi puteți să faceți demersuri în sensul ăsta. Faceți demersuri. O să mă interesez. Vă rog să notați undeva, că chiar mă interesează dacă în 10 ani domnul Sarcă reușește lucrul ăsta. 10 ani? Da. Să facă demersuri de fapt. Nu, demersurile măcar. Proiectul niciodată nu o să-l mai facă, pentru că banii alocați Comăneștului s-au dus. Credeți dumneavoastră că se întoarcă din nou să facem proiectul aici? Hai să mai facem înapoi la Comăneștiului. Cum? Poate să apare și alte taxe de finanțare. Vă urez mult succes. Mult succes. Și la care mărire trebuie să o abțină totuși? A spus că vă mirați că am aprobat acum, dar că noi ne abținem de obicei. La care ne-am abținut? Pe când am aprobat în 2021. 2021. Ne-am abținut mai atunci? Chiar ați votat împotrivă. Chiar împotrivă? Da. Nu vă mărire. Eu o să vă scot procesul Gărbaș și o să vedeți că ați votat împotrivă la unison. A vota împotrivă, a menține cât de cât un echilibru a prețului apei, deci a vota împotrivă. Spre exemplu, acum cu un leu și ceva, și atunci tot cu un leu s-a mărit. 30%. 30%, dar dacă ne duce la prețul pieții... Ca să ne duce la prețul pieții, de exemplu, puteau fi făcute în 20 de ani investiții și nu mai tineau apa tulburii. Proiectul care este pe Leon, dar poate trebuia făcut mai din mult cu cele două bazini suplimentare ca să compensez. Nu? Că am înțeles că proiectul ăla cam asta conținea. Da? Ca să mărești prețul excesiv, trebuie să asiguri și un serviciu. Pe măsură. Zic, nu dau ocupare. Dumneavoastră știți ce înseamnă o investiție și ce înseamnă un proiect? Știți ce înseamnă? Știți că cu proiectul acesta care l-avem noi acum de apă, canal și epurare, stație de epurare, ne chinuim din anii 2014. Și suntem în 2024. Alții în 2016 le-au făcut, le-au finalizat. Da, dar n-au avut un PSD în coastă care să le bage contre și să le trimite adrese la Consiliul Județean, la Ministerul Dezvoltării și peste tot, să nu se aprobe. N-au avut un PSD care să opună. Eu am avut din nefericire acest ghinion. Sau un PSD care tot timpul a băgat contre și iar contre și iar contre și umblat și cu adrese care nu ne-au favorizat deloc. Mai că dumneavoastră vreau să spuneți că în ceea ce privește prețul apei, periodic am dat subvenții către apa sărbă, care sunt până la urmă tot din banii populației. Păi pentru a nu mai acorda subvenții și pentru a menține un echilibru, societatea să o menținem pe linie de plutire, tocmai de aceea a mai venit cu un adaos deci minim. Deci prețul real al metrului cub este de fapt apă. Cum? Asta vreau să zic. În acordarea de subvenții, costul de fapt este cu totul alt. Păi, am acordat o subvenție, dar n-am acordat subvenție. Subvenție. Ultima subvenție a fost o majorare de capital în 2017, foarte lucrurile. Da. Dar în rest, apa în oraș Comănești nu este subvenționată. Da, mulțumim, domnul Aron. Nu, e vorba de... acum, recent, am acordat o sumă de, nu știu cât, un miliard, parcă și ceva, care, într-adevăr, noi mergeam sub linia de plutire. De aceea am acordat acum această majorare de un leu, ca să nu mai fim sub linia de plutire. Și dacă cineva nu înțelege lucrul ăsta, ar trebui să înțeleagă că dacă noi nu menținem firma de apă, societatea noastră de apă, ar însemna să cădem pradă operatorului regional care are 15 lei metru cub de apă. Și noi acum avem 5 lei metru cub. Nu știu exact cât e acum prețul la metru cub. E 5 lei și 16 bani. 5 lei și 16 bani. Comparativ cu 15 lei care ia apa la crab. Dacă noi nu am avut firma noastră de apă, ar trebui să plătim prețul apei de 3 ori. Își dorește cineva lucrul ăsta? Da, mulțumim.
Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autorizații taxi pe raza orașului Comănești. Materialul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament aflat în domeniul privat al orașului Comănești, județul Bacău. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri. Două abțineri. Câte abțineri? Deci domnul Tivoi, domnul Negrea, domnul Deanu? Șapte. Da. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind scoaterea unui imobil din administrarea SC, APA, SERP, Trotu și SRL. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri. Tot șapte, da? Da. Da, mulțumim. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor din orașul Comănești care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Domnul Chiril ne-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Nu participă. Da. S-a menționat, da? Da. Proiect de hotărâre privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor sportive și cultural-artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Comănești 2024. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a Centrului de Agrement Trotu și Ionuț Iftimoaie pentru anul 2024. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții? Se poate ca până la ședința viitoare să ne furnizați și nouă niște date la ce încasări se fac perioada unui an? Sau ce s-au făcut până la până acum? Ce, bineînțeles, poate. De la zi, la secundă, până în ziua respectivă, la ora 18. Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru o suprafață de teren din domeniul public către SC Delgaz Grid SA pentru lucrarea, întărire rețea pentru alimentare cu energie electrică, locuință Sebastian Barbălată, strada Ștefan cel Mare, bloc H3, oraș Comănești de sub Bacău. Domnul Cosmin ne-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt ceva discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru o suprafață de teren din domeniul public către SC Delgaz Grid SA pentru lucrare, extindere rețea electrică, strada Eugen Ghica, orașul Comănești, județul Bacău. La fel, proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închiriere terenuri. Domnul Cosmin Chiriac ne-a prezentat proiectul de hotărâre. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui imobil situat în orașul Comănești, strada Progresului numărul 43, către Asociația Habitat for Humanity, România, sucursala Comănești. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt discuții? Aici. De ce se face această cesiune sau, în fine, chiriere sau dare în folosință gratuită înainte de a face fuziune? Din cauza că nu mai este valabilă pe varianta de nu mai e filială, trece din filială în sucursală. Și este logica să treacă de pe una pe alta. Deci fuziunea este condiționată de... Exact. Ca ei să aibă... Păi nu poți să, funcționezi dacă nu ai un spațiu, dacă nu ai un sediu. Nu poți. Cum înființez, transform filiala în sucursală, dar nu mai am sediu. Că filiala a rămas filiala, sediu la filială. Și dacă nu are loc fuziune? Dacă nu are loc fuziune? Da. Păi,
încercați dumneavoastră, vedeți cum e dacă n-are loc fuziune. Păi nu știu, dacă n-are loc fuziune... Păi dacă n-are loc fuziune, noi pierdem la nivel local o entitate, un ONG, o asociație care funcționează, construiește casă pentru... Ce așa? Da, nu adează, dacă nu e școala aia liberă... Dar nu întreb, dacă nu are loc fuziunea și nu mai e absorbe pe habitat comănești, habitat culmeni comănești, rămâne dată școala în habitat în România fără a avea nimic. Păi este dată pe termen limitat. Păi este pe termen limitat. În momentul în care s-a terminat termenul de derulare, se poate anula dacă vrei și în timpul X, în timpul derulării. Nu e nicio problemă asta. Nu știu, nu scrie nici în raportul specialitate, nu scrie acolo că e condiționată fuziunea de ca ei să aibă deja terenul ăsta în... Nu, este firesc, este firesc să fie făcută, să aibă spațiu unde face fuziunea. Fuziune. Eu înființez școala, dar școala nu are clădirea, nu mai are imobil. Păi fac fuziunea și după aia îi dau la când se înființează punctul de lucru. Fac păi când se înființează punctul de lucru, el trebuie să semneze pe o adresă undeva. În momentul el nu mai are adresă, nu mai are nimic. Și atunci ce înființez? Ce faci? Ar trebui să dăm în altă parte să stea în gară până semnează și să vină înapoi după ce o semna. Nu sau cum? E ca și cum faci o firmă și prezinți contractul. Am înțeles ideea. Am înțeles. Deci fuziunea nu poate să aibă loc pentru că e nouă în sediu. Păi da, exact. Bun, terenul ăsta de 5.000 și ceva de metri pătrați, nu se putea să găsim și școala asta o altă utilitate? De la școală? Da. Dar vreau să știi ce teren e acolo? 5.000 de metri pătrați. Da, a fost poate. Păi sunt niște râi, niște tihărăi. E curtea din fața școlii, restul numai niște râpi la cetățeni pe acolo, la garduri care le cad, garduri, mă tot freacă la cap să le fac garduri și să le fac nu știu ce. Îs niște râpi foarte mari, niște... Ce proiect are în derulare Habitat în momentul acesta în Românești? Păi nu am putut să le dăm noi spații pentru construire de case, de ceva. Ne-au tot timpul când au avut programe prin care au izolat case, au reparat acoperișuri, au intervenit la familii cu probleme, familii sărace, familii cu probleme deosebite. Deci au venit întotdeauna când au avut un program pe în desfășurare. Deci, de activitate, dar vreau să știu în Comănești efectiv. În Comănești, vă putem da de la asistența socială. Ce case au făcut acum recent? Ultima dată au avut acum 2 luni de zile un proiect în valoare 15.000 de euro de ajutorare la fel, pe izolație, pe eficientizare. 3 săptămâni au ajutat familii cu tablă ca să-și acopere casele, știu, pentru că... De, au avut mai multe, deci asistența socială le-a dat o evidență a persoanelor cu probleme, a persoanelor sărace care au probleme deosebite. Da. Dar ca să construiască case noi, că pot să ne facă și lucrul ăsta, trebuie să le punem la dispoziție terenul pe care noi nu le avem. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri câte? 7. Șapte. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor autoturisme prin programul Rabla Plus și aprobarea cheltuielilor necesare. Proiectul a fost prezentat în cadrul comisiilor, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de parteneriat, având ca obiect amenajarea unui spațiu de așteptare călători. Materialul a fost prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. La punctul numărul 19 avem informare privind analiza de evaluare a activității desfășurate în trimestrul 2-2024 la SPCLEP Comănești. Materialele au fost prezentate în cadrul comisiilor și la punctul 20, informare privind raportul de activitate al asistenților personal desfășurat în semestrul 1 al anului 2024.
La fel, materialul a fost prezentat în cadrul comisiilor. N-am cunoscut. Vreau să vă invit pe data de vineri, pe data de 2 august, la ora 10, la festivitatea de la Cimitirul Eroilor, prin care demarăm sau începem, practic, zilele orașului Comănești, prin comemorarea eroilor neamului. După care, după amiază, știți tot programul, l-ați văzut cu toții. Vineri, sâmbătă, vineri avem, după amiază, la ora 16, deschiderea campionatului național de enduro, etapa a 5-a, iar la centru de agrement avem premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, iar după acest eveniment mai are loc o conferință tot la centru de agrement, o conferință cu tema dependența digitală. Deci cine are plăcerea să vină, invităm cu mare drag. Sâmbătă, tot la Palatul Ghica, la Palatul Ghica demarăm simpozionul Asociației Culturale Dimitrie Ghica. De la ora 10, la centru de agrement, campionat național de tenis de masă, ediția 15-a. Și la Galion, din nou, avem campionatul de hard enduro, etapa a 5-a, ziua a 2-a. Și la ora 16 începe spectacolul cu artiștii locali și cei care sunt acolo prezentați. Duminică 4 august, de asemenea, de la ora 10 la Galion, tot campionatul hard enduro, etapa 5-a. La ora 15 începe activitățile cu spectacolul și cu toți cei prezenți la evenimente. Așa că vă invităm pe toată perioada aceasta să fiți prezenți și dacă mai aveți ceva în completare, vă așteptăm. Duminică și campionatul național continuă. Campionatul național. De tenis de masă, nu? Da. Cam acestea au fost programele. Vă mulțumim pentru participare.